Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a găzduit astăzi o prezentare pe tema Familia în societatea contemporană, amenințări și perspective. Directorul proiectului este prodecanul Facultății de Științe Juridice de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, conferențiar universitar dr. Daniela Creț. Tematica pe care o abordăm este o tematică complexă în prezent, având în vedere că, într-adevăr, familia este supusă unor amenințări, să spunem așa, destul de serioase în prezent. Din acest punct de vedere, în acest proiect pe care l-am elaborat, am urmărit să dezbatem aceste provocări, dar și să găsim anumite soluții, atât în plan juridic și nu numai, la aceste provocări din dreptul familiei, adresate practic, să zicem, familiei, da? Care sunt aceste provocări? În primul rând, ar fi înmulțirea divorțurilor, ar fi, sigur, creșterea ratei de abandon școlar, din păcate, ar fi aspecte legate de chiar legalizarea în anumite state a căsătoriilor între persoanele de același sex, precum și, din păcate, anumite aspecte care țin de creșterea ratei de sărăcie și de excluziune socială. În primul rând, la aceste aspecte ne vom referi astăzi, la creșterea ratei de sărăcie și excluziune socială, de asemenea la divorț ca aspect care practic contribuie la degradarea, să spunem, la disoluția familiei în prezent, încercând să găsim alături de specialiști în domeniu, și aici mă refer la cadrele didactice ale Universității Vasile Goldiș din Arad, cele două facultăți implicate în acest proiect, Facultatea de Științe Juridice și Facultatea de Științe Socio-Umane, precum și alți specialiști invitați din țară, și aici este vorba despre Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Alexandru Iancuza Iași, precum și Universitatea Oradea, să găsim așadar soluții la aceste provocări care, putem spune așa, pun în pericol esența familiei în prezent. Desigur că dezbaterile noastre se vor desfășura prin aceste workshop-uri adresate elevilor de liceu. E vorba de câteva licee selectate din municipiul Arad, precum și din județ, dar în același timp se vor adresa și studenților și masteranzilor Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.